Un alt concept este all on four, all on six condilografia, pentru că din ce în ce mai mult există cerere din partea pacienților care nu mai au dinți pe una sau pe ambele arcade și sigur avem odată aici partea de chirurgie unde trebuie să inserăm 4 sau 6 implanturi, dar după aceea urmează partea protetică pentru că pacienții vin la noi pentru dinți, nu pentru implanturi. Implanturile sunt baza pe care urmează după aceea să fixăm anumite tipuri de lucrări. Dar pacientul își dorește dinți, își dorește să aibă viață socială, își dorește să mănânce, să vorbească bine și așa mai departe. Și atunci, în acest concept, all on four, all on six condilografia, de fapt, partea chirurgicală este și, asigur, complexă, dar este destul de ușor dacă ai suficientă experiență să inserezi 4 sau 6 implanturi, nu durează mult, deci asta poți face într-o oră, o oră jumătate. Și apoi partea complexă este cum reabilitezi acea arcadă, pentru că tu pe osul maxilar sau mandibular ai avut, să spunem, 14 sau 16 dinți și acum pui 4 sau 6 implanturi și trebuie totul să faci o lucrare, să spunem, cu 12 elemente pe fiecare arcadă. Deci aceste implanturi vor trebui să suporte forțele pe care le încazează cei 12 dinți. Și atunci aici este foarte important și este destul de dificil să știi exact unde pui mandibula, pentru că odată ce ne-am pierdut dinții de pe o arcadă sau de pe ambele, mandibula noastră își pierde poziția în care era, da? Deci, în general, când îți pierzi dinții, mandibula se duce așa și condilul se duce în spate, da? Și atunci etajul inferior se micșorează, de asta vedeți la bătrân că apar acele riduri, apare profilul ăsta unde etajul inferior este mult micșorat. Toți mușchii care sunt inserați pe tot ce înseamnă craniu și osul și mandibulă și osul hioid, acești mușchi se vor contracta, unii se vor lungi și atunci când vrei să-i faci lucrările, trebuie să știi unde duci mandibula, pentru că dacă o duci într-o poziție de risc, atunci sigur vei pierde implanturile, vei avea o integrare, poate chiar dacă nu le prezi mai mult fibroasă și mai puțin osoasă sau fibro-osoasă, vei avea riscuri foarte mari pe termen scurt. De asta e important ca pacienții să înțeleagă că dacă merg către un concept din acesta care le rezolvă tot într-o zi, în 24-48 de ore, trebuie să înțeleagă că totuși lucrurile sunt complexe, nu poți să faci totul foarte repede.